Ce bine este în casa Domnului. Aici putem să ne alimentăm sufletele cu hrana Domnului, cu apă sfântă. Uităm de frământările noastre și ne gândim, cred, la împărăția Dumnezeu care va veni. Doamne, vie împărăția Ta așa cum ne-ai învățat să ne rugăm. Dar când slujba de la biserică se termină, ducem la casele noastre și acolo este o altă stare, o altă lucrare. În seara aceasta, haideți să ne cercetăm la o nouă lecție din ciclul Alternative. Familist sau nefamilist? Fiecare dintre noi se încadrează la una din aceste situații, care pot să fie temporare. De exemplu, cineva până la 30 de ani a fost nefamilist, apoi a devenit familist, până la 60 de ani, de la 60 de ani poate a rămas văduv, iar a devenit nefamilist, sau permanent. Sunt oameni care niciodată nu se căsătoresc. De ce depinde o posibilitate sau alta? Numai de Dumnezeu sau și de noi? Sau numai de noi, nu și de Dumnezeu? Pe de o parte depinde de Dumnezeu. Spune Scriptura, citim cuvintele Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 7, este capitolul din Noul Testament care se referă cel mai mult la familie. Citim versetul 7. Fiecare are de la Dumnezeu darul lui și se referă la posibilitatea de a fi familist sau respectiv nefamilist. Mai depinde de Dumnezeu, în sensul că are porunci. În această privință scrie în versetul 10, celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Dar, scrie tot aici în versetul 25, că avem și noi libertate. Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, adică nu este poruncă. Până la 25 de ani termen este căsătorești, că dacă nu, e păcat. E libertate. Le dau însă un sfat, spunea apostolul, ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fie vrednic de crezare, adică părerea lui conta, avea experiență, avea lumină de la Domnul, ceea ce înseamnă mai mult decât experiență. Oricum, statutul de familist sau respectiv nefamilist presupune și pentru unii și pentru alții drepturi și îndatoriri specifice. Scrie aici în versetul 3, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț. Și asta implică multe. Și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Sau versetul 32. Face diferență până la versetul 35 între cei neînsurați și cei însurați. De exemplu, versetul 33. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile, cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei, adică ai datorii, trebuie să-ți întreții familia. Versetul 34, trece în partea feminină, între femeia măritată și fecioară este o deosebire, cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, are și ea îndatoriri sfinte, să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Să o întrebe bărbatul dacă i-a călcat cămașa. Asta nu înseamnă că nu poate călca și el, dar se poate întâmpla, nu? Și scrie aici, vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț. Adică să fim conștienți înainte de a intra într-o lucrare sau alta, ce ne așteaptă. Se mai întâmplă uneori, sunt fete că băieții dacă vor pleacă pe ții și dacă nu se căsătoresc, înseamnă că au avut mofturi. Dar fetele așteaptă. Și uneori, unele se întristează că nu s-au măritat, altele se întristează că sunt măritate și sunt alt soi de probleme și de îndatoriri. Unele se plâng că n-au copii și nu pot fi mame, altele se plâng că prea sunt mame. Deci trebuie să privim cu responsabilitate fie o stare, fie cealaltă. Scria într-un articol în revista Sămânța Adevărului despre două surori, una măritată, una nemăritată, că într-un moment de părtășie
A început una și a zis către cealaltă, ce fericită ești tu, cea nemăritată către cea măritată. Tu ai soț, are cine spune, draga mea, ce faci? Te duci la plimbare? Zice, da, da, mă duc la plimbare și mi-e gata toată treaba. Și aia când apuc, zice, eu m-am gândit la tine, ce liniștită ești tu. Nu te deranjează nimeni nici ziua, nici noaptea. Nu te scoală copiii. Și de eu m-am gândit că ție ți-e mai ușor. Da, pentru că cea nemăritată se uita la avantajele vieții de familie, pe când cea măritată se uita și ea, mai întâi la dezavantajele sau la îndatoririle vieții de familie și la avantajele celibatului. Așa se spune că uneori, în percepția unora, familia este o fortăreață. Cei de afară vor să intre, cei dinăuntru vor să iasă. Problema e că nu se poate numai cu acte în regulă, că altfel cei ce sar peste gar, vorba Mântuitorului, într-un alt context, sunt hoți și tâlhari. Haideți să le luăm la rând. Mai întâi, statutul de familist, opțiunea. Asta pentru noi care suntem familiști. Ceilalți, gândiți-vă bine dacă vreți să vă schimbați opțiunea, care vă este mai convenabilă. Au libertatea de a se căsători toate persoanele care nu au un legământ valabil, adică cele ce nu sunt căsătorite. Cele ce sunt căsătorite trebuie să rămână căsătorite până când Dumnezeu anulează această opțiune. Așa a spus Domnul, citim din Matei capitolul 19, de la versetul 7, s-a pus o întrebare referitor la posibilitatea de a intra sau a ieși din această stare. Matei 19:7, pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase. Adică nu mai vreau să fiu familist, gata. Sau poate el voia, atunci aveau mai multe, dar voia pe ea să o scoată din statutul de familist. Liberă. Iisus le-a răspuns, din pricina împietririmii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară pricina de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Deci odată bifată opțiunea asta, ea nu poate fi desfințată. Ceea ce scrie aici, în condiții de curvie, potrivit Deuteronom 22, însemna că în momentul începerii vieții de familie i-a observat infidelitatea. Deci el nu era vinovat, ea era vinovată dintr-o relație anterioară. Situație în care lui nu era imputat faptul. În aceeași idee, spune Scriptura în Marcu capitolul 10, citim de la versetul 9, deci ce-a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, deci intri ca familist cu voia ta. Nu mai poți să ieși de acolo cu voia ta. Versetul 11. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea și pune varianta și în partea feminină și dacă o nevastă îl lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Evident, și vom citi asta din 1 Corinteni 7, poate fi situația în care partenerul te lasă. Spune aici Scriptura, 1 Corinteni 7, am citat deja în introducere de la versetul 10, celor căsătoriți le poruncesc, deci noi ca și credincioși nu putem bifa de la familie, să treci la nefamilist că așa-ți place sau că te-ai săturat. Cum zicea o femeie, zice, o sătulă de viața cu bărbat, ce că o femeie fără bărbat e de jumătate împărat. Zic, acum ți-ai dat seama că ți-ai pierdut tronul. Dar scrie aici de la versetul 13, celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă. Adică nu exista o poruncă specifică, de aceea cred că spune Pavel că n-a găsit în cuvintele Domnului o mențiune expre. Dacă cel credincios are o nevastă necredincioasă și ea voie să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Se pare că în Corint puneau problema dacă unul s-a pocăit, celălalt e nepocăit, mai bine să-mi duc eu viața sfântă și să-l las în pace, spunea, nu? Să rămâi ca familist. Și în partea cealaltă, și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Și noi avem în biserică peste 100 de situații în care numai unul este pocăit.
fie bărbat, fie femeie. Avantajul unei familii mixte e dat de șansa copiilor. Scrie versetul următor, căci copiii pot să ajungă mântuiți. Dar versetul 15 notează. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. De altfel, nici n-ai cum să-l oprești. Dacă Pavel ar fi spus să nu-l lași să despartă, ne-ar fi pus în situația, chiar legal vorbind, să fim vinovați fără să putem să scăpăm de vinovăție. Și legislația de acum, dacă unul bagă divorț, poate celălalt să nu fie de acord. Eventual o ședință, două în plus, dar tot te divorțează. În împrejurarea aceasta, deci când celălalt nu vrea, mai aici, în mod deosebit, are în vedere faptul că el nu suportă să stea cu un credincios, dar poate că a apucat și cu altcineva, o altă vinovăție. Fratele sau sora nu sunt legați, adică mântuirea celui rămas credincios Domnului nu depinde de celălalt. Și zice în final, trăim în pace, vrea să plece, n-ai ce-i face, că-și ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevastă? Adică să nu trăiască cu durerea, dacă rămânea cu mine, sigur îl mântuiam. Nu se știe, poate nu-l mântuiai. Poate într-o anumită situație ar fi mai ușor unei surori singură decât cu un bărbat imoral și bețiv și știu eu ce alte rele ar mai fi în stare să facă. În al doilea rând, deci, fiind familiști, întrucât depinde de noi, nu cum spuneam de celălalt, dacă nu mai vrea să-și aducă și el contribuția la viața de familie. Noi, și în mod deosebit unde sunt amândoi credincioși, trebuie să avem ca prioritate familia, ceea ce înseamnă să trăim totalmente în favoarea partenerului și a celorlalți membri din familie. Așa cum îi întrebăm pe miri în ziua nunții, vei face totul pentru mântuirea casei tale? Te vei dărui pentru ca să existe înțelegere, o viață bună, frumoasă? Și cum îmi place adesea să spun că sinonimul fundamental al cuvântului dragoste nu este iubire, ci dăruire, jertfă, pentru partener în primul rând și apoi pentru toți ceilalți din casă. Este scris încă de la prima familie, Genesa 2:24, de aceea, deci în virtutea funcționalității, a compunerii familiei, va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Asta nu neapărat se întâmplă din oficiu. Este o dăruire, un efort pentru atingerea acestui obiectiv, ca cei doi să devină una, în gândire, în acțiuni, și apoi împreună să se dăruiască celorlalți membri ai familiei. De exemplu, scrie în cartea Deuteronom, capitolul 6, pentru cei ce au copii, de la versetul 5. Să iubești pe Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Și Scriptura spune într-un mod solemn în Psalmul 78, în cuvintele lui Asaf, în ideea educării copiilor, versetul 5, Dumnezeu a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Dăruirea pentru familie. La sărbătorile menționate în Vechiul Testament, printre altele, pe lângă stabilirea sau păstrarea unei relații bune cu Dumnezeu, în mod deosebit era unele sărbători, unde fiecare trebuia să-și adune familia. Asta scrie în Deuteronom 14, în 15. Și să se bucure împreună cu familia lui înaintea Domnului.
ceea ce făcea Elcana când ducea pe Ana, pe Penina și copiii la templu, era poruncit în lege. Așa cum i-a cerut Dumnezeu lui Iacob să-și adune familia, se suie la Betel. Deci acea pasiune sacră pentru familie. Altfel, dacă, așa cum spuneam de la început, privind numai la drepturi, cum zicea cineva, n-am fost prea pasionat de viața de familie, dar zice, acum, de când am dat să bătrânesc, parcă mă încearcă reumatismul și mă zic că n-ar fi era o femeie pe lângă mine. Dacă doar așa punem problema, atunci mai bine ne angajăm pe cineva să ne ajute, nu? Sau cum zice o vorbă înțeleaptă, dacă vrei să te căsătorești numai pentru bani, mai bine te încurci cu banca. Viața de familie presupune pasiuni mult mai puternice. În virtutea unui legământ sacru. Domnul a fost martor. Spune Scriptura în cartea Proverbele despre cei care, bărbat sau femeie, nu își înțeleg datoririle. Citim despre bărbat, capitolul 21, versetul 20. Comori de preș și un de lemn sunt în locuința celui înțelept. Dar au căzut din cer, le-a găsit sub dușumeaua acasei. Scrie în Proverbele 24 că înțelepciunea le-a acumulat. Dar spune aici partea a doua versetului, omul fără minte le risipește. Bărbatul care nu ține, nu luptă pentru familia lui. Tot în Proverbe scrie în 14:1 pentru femeie, cea înțeleptă zidește casă. Nu intră nimeni într-o casă la cheie. Te apuci cu temelia. Sape adânc înainte, cum scrie în pilda celor două case. Iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Și din nefericire sunt bărbați și femei care nu țin la casa lor, nu se luptă. Nu-i pasionează să stea acasă, să investească în partenerul de viață, în copii. Și în astfel de condiții se ajunge la ce scrie în Maleahii, la despărțire. Fapt menționat acolo foarte clar că Dumnezeu îl urăște. Cum să nu urască? Adică El a împreunat și noi dispărțim. Ce a pus Dumnezeu împreună, noi să venim și să demontăm. La ce face Dumnezeu? Nu mai ce meșterii, zice înțeleptul. E așezat, e întreg. Să trecem din nou la 1 Corinteni 7. Cum vă spuneam, capitolul familiei. Pavel aici dă niște răspunsuri la întrebările lor. Așa începe în versetul 1, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Și aici recitim versetul 3 și continuăm cu 4. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț. Asta înseamnă de la avea grijă spirituală la resursele financiare, la aspecte de ordin intim, pentru că scrie la versetul 4, după ce menționează și faptul că nevasta e și ea la rândul ei datoare, nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Ce înseamnă asta? Recent, printr-un program de consiliere, m-a întrebat unul care vrea să căsătorească exact cu întrebarea asta. Frate, ce înseamnă că e stăpân unul pe trupul celuilalt? Nu înseamnă strict numai relația intimă. Dacă te-ai căsătorit și bărbatul așa vrea să te îmbrățișeze, să te mânghe, să-ți reașeze părul, odată măritată fiind, dă-te încolo, lasă-mă în pace, sau ea vine, se așează lângă el, așa cum sunt femeile mai sentimentale, mai lipicioase și spun, stai liniștit. Nu-i normal cum nu-i normal să doarmă unul într-o cameră și altul într-alta. Adică tu ești stăpân în cealaltă cameră, nu? Sau cum vine asta? Unul locuiește aici, unul la distanță. Tu ai, așa, teritoriile de peste ocean, cum se întâmplă la marile imperii, nu? Nu-i normal.
Scrie aici, versul 5, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Decât, dacă e vorba să ne unim mai mult spiritual, lăsând pe un plan secund, după un orar înțelept și potrivit, aspectele fizice. Și tot de aici citim, acum mai apăsat, de la versetul 33, cine este însurat, doar de familie vorbim acum, se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă nevestii, ceea ce înseamnă pasiuni gospodărești, vorba lui Iacov. Și îl voi aminti la exemple, când am să muncești pentru casa mea. Femeia, versetul 34, se îngrijește de lucrurile lumii, ceea ce înseamnă, repet, gospodărești, cum să placă bărbatului ei. Și scrie foarte clar aici, în 1 Timotei, capitolul 5, ca să nu mă întrebați de unde spun eu că aceste lucruri lumești sunt lucrurile gospodărești. Vorba de lucrurile materiale. 1 Timotei 5, versetul 13, scrie de unele familiste, dar care se comportă ca niște femei fără îndatoriri. Se deprind să umble de fără nicio treabă din casă în casă. Deci ce înseamnă lucrurile lumii? Treabă. Unele sunt leneșe, n-au treabă. Și în schimb le dă diavolul de lucru. Limbute și iscoditoare, vorbește și nu te vorbit. Vreau doar ca vădovele tine să se mărite, să aibă copii și gata, treaba e pe rol. Să fie gospodine la casa lor. Iată care sunt lucrurile lumii. Avem ce să facem. Copiii în primul rând și apoi ce le gospodărește. 1 Timotei 2:15. Nașterea de fii trebuie să fie urmată de stăruința cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Este o slujbă înaltă să vezi o mămică nu doar cum dă mâncare așa ca o cloșcă la pui la câțiva în jur, cum se ocupă de ei în plan spiritual. Iar tata când vine acasă e ca și când a venit un musafir la adunare, nu? Trebuie să fie ascultat și mai și. Da, cu asta n-am spus să vină rar ca un musafir, ci în sensul că este așteptat, întorcându-se în familie, să își intre în drepturile acelea de autoritate și în îndatoririle de tată, cum am citit în Deuteronom, capitolul 6. Asta e, de fapt, viața de familie. Nu e doar cum s-a întâmplat cu cineva care s-a dus la un slujitor și a zis nu-mi place viața de familie cu nevasta asta, altfel am visat. Și acesta îi zice, atunci, dacă nu-ți place cu asta, divorțează. Și el a crezut că a prins un pește mare și zice, de ce am voie? Zice, da, ai voie să divorțezi de femeia imaginară și să te căsătorești cu femeia reală. Tu, în mintea ta, ți-ai imaginat într-un anume fel viața de familie. Fii realist. Aceasta este și în condițiile astea trebuie să muncim, nu? Un om de 60 de ani, ce n-ar vrea și el să fie din nou de 30? Poate în vis. Trebuie să privești viața ca la 60 de ani. Nu poți să fii cu un iluzionism. Să spui, eu sunt tânăr, cum mai încearcă să spună că e un bătrân. Problema e că nu-l crede nimeni. Și nici singur nu-și poate dovedi aceasta. Deci, viața de familie cere pasiune de 100%. Amin? Poate v-a auzit partenerul de viață și o să vă pună să vă respectați semnătura cu limba. Că se spune angajamentul familial e un angajament ce se înnodă cu limba și nu se mai desnodă nici cu dinții. N-ai ce face, trebuie să rămâi statornic. Iată și cele două exemple. Iacov, Genesa 29. Știți la ce vârstă s-a însurat Iacov? Era cu aproape 20 de ani mai bătrân decât sunt eu acum. Da, e drept că atunci oamenii trăiau mai mult.
Dar și-a înțeles din plin rostul de soț și de tată. Scrie în Genesa 29, de la versetul 32, că au început să vină copiii. 1, 2, 3, 4 apar aici până la versetul 35. Au venit și alții. Munca. Trecem la capitolul 32, ne oprim aici. Un moment de criză în viața de familie. Ce vei face? Vei abandona sau vei rămâne pe prima linie? 32 de la versetul 9, e rugăciunea lui Iacov. Dumnezeu, tatălui meu Avram, Dumnezeu, tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara Ta și în locul Tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurări și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul Tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum foc două tabere. Și e drept că mulți când ne-am căsătorit, n-am avut decât băta în mână. Și Dumnezeu ne-a dăruit și membri în familie și cele necesare. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu. Dar ascultați cum pune problema. Mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Nu mai sunt singur. A plecat un ofițer pe front și zice soția la despărțire, să ai grijă de tine, dragă. Zice, auzi, asta se spune la simpli soldați, eu trebuie să am grijă și de alții. Asta înseamnă să fii familist. Ai responsabilități. S-a luptat, cum știți, până dimineața. După ce ziua a stabilit o strategie de impact pe când va sosi fratele său și Dumnezeu l-a ajutat. Spune Scriptura, tot în Genesa 46, era de acum bătrân, Iacov, 46 cu versetul 7, a luat cu el în Egipt pe fiii lui, pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui, pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui. Știți câți erau? 70. Câtă grijă a bătrânul. Da, asta înseamnă să fii familist. În Iacov avem omul cu familia mare. Să luăm ca exemplu și o femeie, Naomi. Aici avem o femeie cu familie mică. Da, ce-mi place la ea? Prețuia viața de familie. Citim în cartea ce poartă numele nurorii ei, Rut. Observați cuvintele Naomi. Vă citesc versetul 9 din capitolul 1. Dorea ea nurorilor ei rămase văduve. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și vreau să observați că ea repetă cuvântul ăsta în 3 cu 1. Naomi a zis, fiica mea, aș vrea să-ți dea un loc de odihnă și să fii fericită. Asta credea Naomi despre familie. E un loc de odihnă unde poți să fii fericit. Așa trebuie privită viața de familie. Cel puțin de către familiști. Ea fusese familistă, n-a mai sperat să redevină, dar dorea pentru cele mai tinere, cum și apostolul recomanda, să nu rămână văduve, ci dacă se poate, să redevină familiste, crezând că în viața de familie este o împlinire. A rămas și ea pe lângă familie. Nu se putea, că Noră s-a spus că nu se desparte de ea. Și scrie în capitolul 4, versetul 14, femeile au zis Naomi, binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsit azi de un bărbat cu drept de răscumpărare a cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrânețelor tale. Deci iată că sunt avantaje în viața de familie. Înviorare pentru suflet? Ajutor pentru neputințe? Nu-i vom lăsa nici pe ceilalți. Ajungem imediat la ei. Că n-aveți familie unii, dar aveți adunare și asta e familia Domnului. Dar noi vorbim acum de familiști. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. O bunică dedicată pentru nepoții și chiar că le place la nepoții, la bunici, nu? Bunicii de regulă sunt mai indulgenți, mai buni, nu? A sunat un nepoțel pe o bunică, zice, vreau să mai vin la voi. Dar de ce? Apoi știi, pe la voi vin mai mult și mie îmi place să povestesc și tu bunii.
mai ai și daruri. Ei, nu știu care a fost prima, probabil nu asta în ordine expusă, dar își dorea. Și e normal, odată fiind familist, să te dedici partenerului, copiilor, și îmi place mie să spun versetul din Tit, unde scrie că femeile mai în vârstă să învețe pe cele mai tineri să-și iubească bărbații și copiii. Deci, o câți copii ați avea, tot noi trebuie să rămânem pe primul loc, și asta nouă ne place, știți? După bărbat trebuie iubirea pentru copii și nepoții la rând, ce le revine, nu ce le rămâne. La fiecare le dăm ceva cu specific. Să trecem la nefamiliști. Oare matematic, de care sunt mai mulți aici? Dacă luăm în calcul și copiii, poate suntem undeva la jumătate. Cine are dreptul și libertatea să nu fie familist? De a nu se căsători. Pe ce criterii trebuie să rămână unii nefamiliști? Sunt condiții naturale. Când fizicul cuiva nu-i permite sau nu-i pregătit pentru viața de familie. Sunt condiții de ordin spiritual. Și vom vedea că unii pentru lucrarea Domnului nu s-au căsătorit. Sunt condiții de ordin social, în care nu este recomandată căsătorie. Și Scriptura are mențiuni pe linia aceasta. Să citim Matei 19, mai întâi spusele Domnului Iisus, este un cuvânt foarte complex aici, 19, versetul 12. Hai citim și 11. Cuvinte spuse de Domnul ca urmare a unei păreri a ucenicilor care au zis că dacă așa stă lucrurile cu bărbatul și cu femeia, adică dacă nu te mai poți despărți de ea, ori n-ar fi mai de folos să nu se însoare omul. Versetul 11. Nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia care le este dat, fiindcă sunt femei care s-au născut așa din pântecele maicilor. Și condiția lor fizică nu-i pentru căsătorie. Sunt femei care au fost făcuți femei de oameni în urma unei operații chirurgicale. Din nou, i-a încadrat la nefamilist pe viață. Și sunt oameni care fizic ar fi apți pentru viața de familie, care singuri s-au făcut oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu înțeleg aici, fie că s-au dăruit ei cu toată viața să slujească Domnului, fie că au avut o situație de familie, știu eu, au rămas singuri, un divorț, probleme din astea complicate și au zis, mai bine îmi duc pocăința singur și măcar să mântuiesc sufletul. Și apare recomandarea Domnului. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Deci și Domnul și Pavel a zis, dacă poți să fii nefamilist, fă-o. Deci ca ordinea opțiunilor, uite că e prima. Dar cum spuneam, sunt condiții specifice. Trecem la 1 Corinteni, capitolul 7, acolo avem alte amănunte. Eu chiar m-am gândit, dacă nu cumva pentru vremea asta care vine, un apocalips la orizont, n-ar trebui uneori să recomandăm tinerilor să încerce opțiunea asta. Nu am primit de la Domnul, ca și Pavel, să vă recomand asta. Repet, nu m-am gândit, să nu mă înțelegi greșit. Spune în 1 Corinteni 7, citesc de la versetul 25, cât despre fecioare. În original spune cât despre feciorie. N-am o poruncă din partea Domnului, adică fie că o referi la băieți, fie la fete, dacă e feciorie. Versetul 26, iată dar eu ce cred că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de nevastă, adică ești căsătorit, nu căutați să fii dezlegat, nu ești de acolo cât vrei. Nu ești legat de nevastă, nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești. A vrut să fie foarte explicit. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiești. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Numai că unii nu se vor a fi cruțați. Trecem de la versetul 36.
Aici se adresează părinților și copiilor lor. Atunci, dreptul părinților de a decide în dreptul căsătoriei copiilor lor era mai mare. Fac aici o paranteză. După părerea mea, sistemul acela era mai cu randament decât cel de astăzi. Să vă spun de ce. Atunci se putea decide. Uite, băiatul acesta îl căsătorim cu fata aceea. Acum sunt situații, și știu biserică română în lumea asta, unde sunt peste 70 de fete trecute de 30 de ani, care s-ar căsători, dar pentru că noi părinții nu mai avem mari drepturi, conducerea bisericii nici ei, și atunci ele rămân doar pe seama băieților, care poate vin, poate nu vin. Și unele suferă din acest aspect, ba mai mult sunt și băieți care cred că ar trebui luați de mână câte unul. Unii duși de la fete, alții duși la fete. Dar pentru că noi, ca și conducători spirituali sau ca și părinți naturali, nu știu exact cine ne-a restrâns drepturile, tinerii singuri, cum spuneam, unde nu se descurcă în formatul actual și unii rămân că n-are cine-i împerechea. Acum citesc versetele ca să vedeți că atunci părinții aveau o autoritate mai mare. 1 Corinteni 7,36. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei, cât, la câți ani era considerată floarea vârstei, atunci nu știu. Și nevoia cere așa, adică stările interioare, sufletești, fizice, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod, să lucreze cum vrea. Și a hotărât inima lui să-și păstreze pe fiică sa fecioară, face bine. Ce zice fetelor dacă tata ar fi hotărât să vă păstreze fecioare? V-ați răzvrătit împotriva unei astfel de hotărâri. Vă rog să observați aici, nu e vorba numai de o hotărâre, facem noi consiliu și votăm. Recitez versetul 37, scuzați. O hotărâre tare și nu-i nevoit. Am întâlnit situații în care unii au spus, frate, am jurat că nu mă însor, oare cine mă poate dezlega că vreau acum? Ei, tu nu m-ai hotărât, dar nevoia ta era de altă natură. Și continuăm de versetul 38, astfel cine își mărită fata bine face și cine nu mărită mai bine face, în condițiile acelea, cum am spus, în strâmtorarea de atunci. Pentru că o femeie măritată este legată apoi pentru toată viața, spune versetul 39, și numai dacă e mare bărbatul este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Astfel, după părerea mea, spune apostolul, va fi mai fericit dacă rămâne așa cum este și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu, scria Pavel. Mai adaug și cele scrise în 1 Corinteni, 1 Timotei 5, unde scrie el de la versetul 11, pe văduvele tine să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi, vedeți? Și la văduve aceeași poveste care vă spuneam înainte. Dacă nu ia nimeni și nimeni n-are voie să se implice puțin, uite, frate, sora asta ar fi potrivit. S-ar putea ele să aibă probleme, pofta să le desparte de Hristos. Eu cu ce am spus nu vreau să schimb cutumele vremii, dar poate că ar trebui să ne rugăm mai mult, sau cel puțin cu niște sfaturi, dacă sunt sub inspirația Duhului Dumnezeu, ca să nu rămână unii într-o postură care nu le este potrivită. Adică să nu rămână cineva nefamilist, când de fapt el ar trebui să fie familist. Nici invers să nu facem greșeala asta, s-au mai întâmplat situații când băiatul o fă mai cu minte și-o dă seama că e famen, știu situația. Și tata, vrând, nevrând, sau mama, nu știu care, l-a însurat. Degeaba. Deci fiecare să înțeleagă statutul, starea potrivită. Dacă cineva este necăsătorit, sau cel puțin pentru perioada cât va fi necăsătorit, spune Scriptura aici în versetul 35, 1 Corinteni 7, asta e frumusețea vieții de nefamilist. 7:35, vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț. Adică te-am pus să te angajezi că nu te măriți și gata, te-am la mână, n-ai voie. Nu,
părea să spună asta Pavel, vrei să te măriți? Fă-o! Ci pentru ceea ce este frumos, ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Toată libertatea, poți să mergi în misiune oriunde, poți să-ți faci orarul cum îți place, postești când vrei. Evident, pot să mai fie îndatoriri față de părinți. În situația asta nu ești fără piedici, nu poți să spui ca și evrei în timpul Domnului Iisus, Corban, gata, am închinat viața și averea la templu, tata și mama să se descurce. Nu. Vorbim de posibilitatea, fără datoriri familiale, liber pentru Domnul. Știți că în Vechiul Testament erau pacoste să nu fii căsătorit, erau chiar niște restricții la slujbele sfinte. Dar ascultați-mă ce vă citesc din Isaia 56. Dumnezeu, aș putea spune că a modificat condițiile pentru a avea în vedere pe cei necăjiți, care alții făcuseră famine. Scrie Isaia 56 de la versetul 3, străinul care se lepește de Domnul să nu zică Domnul m-a despărțit de poporul său, dacă nu sunt evreu, n-am șansă. Nu, spune Domnul. Și famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat, de mine nu o să crească niciodată vreo ramură verde. Căci așa vorbește Domnul, famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi-este plăcut și vor stărui în legământul meu. Le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc, atenție, și un nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va uita. Deci nu sunt dezavantajați la răsplată, la viața viitoare, nefamiliști. Poate încă avantajați, că pot să slujească Domnului fără piedici. Am citat, nu mai repet, că ar fi a treia oară, 1 Corinteni 7 la 32, cine nu-i însurat, o singură grijă, lucrarea Domnului. Și să ierte Domnul pe care nu sunt însurat și nici de lucrarea Domnului să îngrijesc. Adică cei familii se le facă pe amândouă, nu? Și ei, ei cu ispitele sau cum? Cu lumea care îi chinuie, fetelor care nu sunteți măritate, trup și suflet pentru Domnul, dar în sfințenie. Nimeni nu vă tulbură. Toată libertate. Singura iubire, Domnul Iisus. Dacă vă întreabă cineva dacă aveți prieteni, să spuneți că sunt îndrăgostite mai de mult. Iubirea pentru Domnul este acea stare sufletească, emoțională, care poate să împlinească și această dimensiune. Și cu perspective eterne, cum am citit aici. Amintiți-vă de Tabita, care era împreună cu văduvele. Eu nu cred că era căsătorită dacă era împreună cu văduvele. Și a putut să facă fapte deosebite. Și spune Scriptura în aceeași postură despre surorile care au rămas singure. Și iar aici avem în adunare peste 100. 1 Timotei, capitolul 5, spune în versetul 5, cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, sau cum spuneam, feciorii, fetele care n-au datoriri, și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni, ca Ana, știți, Luca capitolul 2. Ăștia sunt cei mai devotați și slujitorii permanenți ai casei Domnului. După 60 de ani, văduvele erau scrise într-o astfel de listă, biserica îngrijea de ele și ele aveau o dăruire full time, cum se spune, pentru Domnul și lucrarea sfântă. Luăm și aici două exemple. Ieremia. Deschideți la Ieremia 16. El a fost omul căruia Dumnezeu a recomandat să nu se căsătorească. N-ați avut o astfel de descoperire, nu? V-am spus eu că nu-i chiar vremea aia, că dacă ar fi, ar mai fi și astfel de descoperire sau sfaturi prin oamenii îndemnați de Duhul Domnului. Ieremia 16, versetul 1, cuvântul Domnului a vorbit astfel, să nu ți iei nevastă. Oare era înclinat Ieremia să-și ia? Nu știu. Dar și-a scris aici, și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Deci nu se poate să ții nevastă numai să n-ai fii și fiice. Nevasta e cu prunci la pachet. Căci așa vorbește Domnul despre fii și fiicele care se vor naște în locul acesta și despre mamele care vor naște și despre tații lor care le vor da naștere în țara aceasta. Vor muri.
Și în ideea asta zice, de ce să fie născuți? Că mor, e o vreme de distrugere. Dar interesant. Prin prorocul căruia Domnul a spus să nu se căsătorească, s-a dat o altă descoperire. Ieremia 29. Pentru alții, care au scăpat de sabie și au fost cei mai favorizați dintre evrei, au fost deportați printre primii. Știți că au fost vreo 3 deportări mai importante la sfârșitul secolului 7 și începutul secolului 6 înainte erei noastre. Ieremia 29, citesc de la versetul 6. Luați-vă neveste! Se pare că ăștia voiau să nu se însoare, erau deportați în ideea că, așa le spuneau unii proroci, să vă întoarceți în țară. S-o coteau că mai ușor se întorc singur, nu? Decât cu familia lui Iacov. A fost greu să întoarcă cu toată casa după el. Luați-vă neveste! Era de stat acolo 70 de ani. Faceți fii și fiici, însurați-vă fiii, măritați-vă fetele, să facă fii și fiice ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Cu alte cuvinte, voi faceți copii, că abia copiii și nepoții vor să vor întoarce în țară. Voi vedeți-vă aici de viața de familie, că aici vi se va consuma și aici veți fi mormântați. Deci, oameni cărora Dumnezeu le-a vorbit concret. Nu te însura, însoară-te. Povestea fratele Erlo Stegan din Africa de Sud, că s-a dedicat lucrării, dacă a citit cartea Dumnezeu printre Zulu, și era necăsătorit pe la vreo 35 de ani. Și Dumnezeu a îngăduit ca prin vreo 3 persoane să îi se adreseze, trebuie să te căsătorești. La un moment dat i-a spus la unul, ce te legi de mine, oricum mă jignești. Măi, trebuie să te însori. Și atunci a pus vreo 2 semne înaintea Domnului, s-au împlinit toate așa la fix și s-a căsătorit. Încă trăiește fratele, nu știu dacă nu cumva va fi la Voitec săptămâna viitoare, aici în Timiș. Celălalt exemplu, tinerii din Babilon. Citim în cartea Daniel, capitolul 1. La aceștia nu le-a poruncit Domnul să nu se însoare. A fost profețit despre ei că nu o să poată să se însoare. Scrie în Daniel 1, versetul 4, că ei erau de altfel niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, bărbați capabili ar fi fost, nu? Ce fete n-ar fi vrut să le curteze? Dar s-a prorocit despre ei în vremea lui Ezechia, scrie în cartea lui Isaia, capitolul 39, versetul 7, vor lua din fiii tăi, știți că erau de neam împărătesc, sau de viță boierească, ieșiți din tine, pe care îi vei naște ca să-i facă famine în casa împăratului Babilonului. Au fost obligați, din punct de vedere fizic, să rămână nefamiliști. Ce au făcut? S-au dedicat Domnului. Și-au avut mari realizări. Și a fost bine așa. Că pentru toată posteritatea, Scriptura Sfântă s-a îmbogățit cu lucrarea lui Dumnezeu prin cei 4. Să încheiem. Amintindu-ne că statutul de familist sau de nefamilist este limitat. Spuneam astăzi la un mormântare că am citit zilele trecute că a murit singura persoană care a mai rămas din cei născuți în secolul XIX. Și am zis că dacă cei din secolul XIX au murit toți, înseamnă că ne-a venit rândul la ăștia care sunt născuți în secolul XX, nu? Deci să spun că au început să moară și din cei din secolul XXI deja. Statutul de familist sau nefamilistii temporar. Cum spun în ziua anunții, mirii? Până la moarte, stai maximul. Atât. Până la moartea cui? Până la moartea celuilalt familii și până la moartea lui mai e pământean. Și gata. Ei, asta nu ne întristează, pentru că spunea Domnul Luca, capitolul 20, versetul 34, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dacă le-i dat. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici, rețineți, vrednici, să aibă parte de veacul viitor și de înviere între cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. În rai nu mai sunt nunți, nici binecuvântări de copii. Dar slavă Domnului că nici în mormântări. Pentru că nici nu vor putea muri,
că vor fi ca îngerii și vor fi fii al lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii, cei ce vor fi găsiți vrednici. Așadar, să știm că până atunci sunt avantaje, dezavantaje. Fii pasionat de familie dacă ești familist, fii pasionat doar de lucrarea Domnului dacă ești nefamilist, că toate sunt pentru un timp. Și noi luăm că nu mai trăim cât Metusala. Ne-a rămas zeciuiala numai. 10% din ce se trăia cândva în primele generații. Dar rețineți, și cu asta am încheiat. Familist sau nefamilist? Virtuțile sfinte. Tocmai am încheiat noi ciclul virtuții sau vicii. Sfințire, dragoste, cinste. Astea trebuie să te însoțească orică ești familist, orică ești nefamilist. Calitățile acestea, atributele divine comunicabile, adică ceva, felul de a fi al lui Dumnezeu care putem să-L împărtășim și noi, că nu o să devenim înțelepți ca El, dar putem deveni buni ca El, că ești însurat, că nu ești însurat. Știți textul acela ce se predică adesea la nunți, Efeseni 5, nevestele să se raporteze ca la Domnul, bărbații, să-și imagineze că e Domnul Iisus fiecare soț. Să îngrijească de soție, să iubească așa cum Domnul a iubit. Sfințirea, spune 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Și asta trebuie să punctăm în vremea noastră, pentru că sunt și nefamiliști și familiști care nu scurați. Imoralitatea bântuie. 1 Tesaloniceni 4:3. Voia Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare de voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu ești căsătorit? Ermetic să fii închis. Ești căsătorit? Toate râurile se scurgă numai în grădina casei tale. Nu în aprinderea poftii ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Și încă un citat, 2 Timotei 2:8. Vreau doar ca bărbații, ce feciorii nu, da, toți, să se roage în orice loc, să rece spre cer, mâini curate, fără mânie, te poți scuza spunând, băi, eu m-am enervat că am nevastă, tu poți fi liniștit că nu te ispitește nimeni, nu contează. Sfințirea e și femeile, și dacă e fată, nu se încadrează aici, să se roage îmbrăcată cu vincios, cu roșine și sfială, nu cu împletituri de păr, și cu fapte bune. Cea familistă, asta e diferența, face faptele bune la ea acasă, cea nefamilistă face faptele bune unde îi se ivește ocazia. Da, și unele și altele schemate să se îmbrace modest, să nu ispitească pe nimeni și să-și dedice viața cu dăruire, în dragoste, pentru cine sunt datoare să o facă. Și mai spune Evrei 13:4, am notat și aceasta, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Și dacă nu ești căsătorit, nu viola sub nicio formă vreo căsătorie. Și nu mă gândesc numai strict la imoralitate. Nu spune nicio vorbă care ar naște vreo ceartă în vreo familie, nici măcar a părinților tăi. Fă ca familia să aibă demnitate. Chiar dacă tu aparent sau sub acest aspect ești în afara vieții de familie, că ești nefamilist. Dar apoi se punctează în mod expres, patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Deci trupul nostru este templul Duhului Sfânt, nu spunea cineva acum într-o zi, când era vorba de masă, ce hai să-i dăm și la firea pământească drepturile. Și am zis, nu-i corect. Eu nu dau să mănânci la firea pământească, eu îngrijesc de templul Domnului. Firea pământească e altceva, ce are de-a face cu păcatul, dar trupul nostru este pentru Domnul, nu-i pentru curvie, și dacă sunt căsătorit, este și pentru partenerul de viață, dar asta înseamnă tot în cinste. Doamne, ajută-ne! Să ne dea Bunul Dumnezeu harul, dacă suntem familiști, să fim bucuroși de asta, nu? Și dacă sunteți nefamiliști, fiți și voi bucuroși. Că și unii și alții avem drepturi și îndatoriri și satisfacții în Domnul și toate țin numai până trecem apa, că dincolo nu mai mergem de mână. Acolo e altă structură în familia mare a Domnului. Doamne, ajută-ne să ajungem. Amin.